ședința Consiliului Local până la iunie anul curent. Având în vedere prezența în majoritate a consilierilor locali în funcție, putem începe lucrările ședinței de astăzi. Supunem spre aprobare procesul verbal de luna mai anul curent. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi. Punctul 1. Depunerea jurământului de către Consiliul Local ales, Parfemie Terceta. Punctul numărul 2. Proiectul de hotărâre de eliberare din funcție a vicelui primar Comunei Valencea. Punctul 3. Proiectul de hotărâre privind alegerea vicelui primar Comunei Valencea. Punctul 4. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului a Comunei Valencea pe anul 2021. Punctul 5. Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Palincea, a imobilului situat în intradralul statului Palincea, Comuna Palincea. Punctul 6. Diverse. Supunem la vot proiectul ordinii de zi. Trecem la punctul numărul 1. Depunerea jurământului de către Consiliul Local ales Parfemie Georgeta. De ce să treci la... Nu mai un pic, Georgeta, să fac eu cunoscut da. Numărul. Da, așa după cum știți și ați votat în cunoștință de cauză în 25 mai anul acesta, prin hotărârea numărul 15, a încetat mandatul de consilier local al doamnei Scănu Angelica. Am înaintat judecătorii Bacău dosarul pentru validare și potrivit încheierii judecătorii Bacău numărul 7545/180/2021, instanța s-a pronunțat în sensul că admite sesizarea formulată de secretarul general al Comunei Valincea, validează mandatul de consilier local supleant pentru Consiliul Local al Comunei Valincea, a doamnei Parfemie Georgeta, domiciliată în sat Milești de Jos, Comuna Valincea, județul Bacău, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Prezenta încheiere se comunică de îndată prefectului și secretarul general al Comunei Valincea, aceasta din urmă având obligația de comunicare potrivit articolul 114 din codul administrativ. Da, deci o invităm pe doamna Parfemie. Georgeta, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Palincea, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență, numărul 57-2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Palincea. Așa să ne ajute Dumnezeu. Ca să supună procedura. Da. Deci, la acest punct al ordinei de zi, la proiectul de hotărâre inițiat de primarul Comunei Valencia, după cum ați văzut în cadrul Comisiei de Specialitate, ședințe Comisiei de Specialitate de ieri, există referatul motivat al primarului, așa cum prevede articolul 152 alineatul 5. Procedura este prin vot secret. Noi am pregătit atât buletinele de vot, cabina de vot. Are dreptul să voteze chiar și consilierul a cărui propunere se votează. Invit comisia de numărare a voturilor, așa cum este stabilită prin hotărârea numărul 15 din 2020, să procedeze la pregătirea materialelor în sensul numărării buletinelor de vot. Deci sunt în sală
11 consilieri. Și avem aici, o să vă rămânez, 11 buletine de vot. Dar vreau și eu ca să nu mă întind, vreau să vă spun câteva cuvinte. Motivul care doamna Diana Fragă, viceprimar, nu poate să ducă la îndeplinirea funcției de viceprimar, datorită faptului că are și copil mic, are și o fermă care ea lucrează ca singură și ca femeie 150 de hectare, este destul de mult și funcția de viceprimar, deci nu le poate viceprimar. Pe toate astea la îndeplinire, că nu are cum. Un singur om să facă atâtea lucruri. Ea s-a dat interesul, o vrut să facă, dar posibilitatea nu se face. Mai ales având în vedere cu cetățenii care au ajutorul ăsta social, pară cu legea 16, știți că sunt fel de fel de oameni, nu ascult, nu vorbesc urât. Ea a trebuit cu un acord. De fapt, ca să când încercăm și să punem cineva care să fie totuși, ca să aibă timpul ăsta liber, să facă o ocupis, nu mai de servici. Ia, ala. Cum? Deci, așa este, asta este adevărul. Da. Da, trebuie să vă mai fac și eu precizarea că pe buletinul de vot aveți o casetă cu numele actual al viceprimarului și alături o opțiune la casetă, unde dumneavoastră puteți să vă exprimați cu da sau nu, este prevăzut în întrebare, este sunteți de acord cu eliberarea din funcția viceprimarului comune și dumneavoastră în pătrățelul ăla la rubrica opțiunea, scrieți da sau nu. Facem raporturile cu voturile valabile estimate. Totodată, aceeași precizare în continuare o fac că hotărârea poate fi adoptată cu votul majorității absolute, adică a două treimi din numărul consilierilor locale în funcție, asta reprezentând numărul 9, da? Deci dacă la alegere la majoritatea simplă 7, la eliberare avem nevoie de 9 voturi pentru. Buletine de vot în care nu este înscrisă nicio mențiune, o să fie numărate la nule. Da? Deci cele care au dat sau nu le împărțim de categorii, iar cele care nu au nicio opțiune o să le considerăm nule. Eu am să las buletinul de vot aici la Comisia de Numărare și am să dau o citire în ordine alfabetică fiecărui consilier local, am prezentat aici la buletinul de vot și am să vă dau pixul meu, să folosiți toată lumea același pix, da? Să asigurăm secretul votului în totalitate. Deci, doamna,
Dacă pe parcursul procesului de vot se întâmplă ca unul dintre dumneavoastră să de greșit, dacă noi aveți dreptul doar o singură dată, să anulăm acel buletin de vot, tot la modul secret, și după mai mânăm încă unul, dar o singură dată, da? Deci dacă se întâmplă ceva și ceva de rupt, asta ați greșit, da. Mai departe, domnul Dima Gabriel. Thank you.
Valeriu Sergiu. Thank you.
Da. 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 Domn. Da. 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 Nu. Deci, deci din 11. 1 este nu. Exact, 1 este nu și restul da. Deci mai numărăm o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asta înseamnă o reprezentare. Dacă acum, așa cum vă spuneam, ne-au trebuit două treimi din numărul consilierului local, la alegerea viceprimarului o să-mi trebuiască majoritatea simplă, adică 7 voturi pentru candidatul propus. Domnul primar, aveți cuvântul. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind alegerea viceului primar al comunei Parincea. Facem procedură, o spune doamna secretară, prin vot, o să mergem fiecare la cabină. Să ne spuneți propunerile. Da, propună cineva în vicii de primarul. Domnul Durac. Propun ca vicii de primarul, în cuplănere. Mai sunt alte propuneri? Da. Deci, la fel o să pregătesc 11 buletine de vot. O să le mânez doamnei Grecu. Aici, la numele și prenumele candidatului, să scrieți numele domnului Hăncuda. Și la opțiune aici, tot la fel, aveți, deci votul este valabil dacă înscrieți în dreptul candidatului X sau da, sau mergeți tot cu da, cum, da. Cine nu este de acord, scrie nu, da, ce, da? La fel, luați fixul, scrieți la punctul 1 numele candidatului, iar și titlul ăla ca să meargă și la vot. Și mergem în continuare cu vot. După asta.
de vot. Doamna Iuliana, am ajuns la ordinea de zi cu alegerea viceprimarului. Tu la secrimi? Da, filipești. Thank you.
doamna Chiloaga. Thank you.
materiale medicale, tot ce s-a cumpărat, depunem dosarul la DSV pentru o recuperare a sumelor și trebuie primește bugeta. Da, DSV-ul cum a venit de la Comisia numărul 2. Împotrivă, doamna consilier Dămoc și pentru.
Înțelegem că sunt 11 consilieri locali, da? Bine? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Paricea, imobilului teren situat în traveleanul satului Paricea, proprietatea Comunei Paricea. Este vorba de terenul unde este amplasată scena. Vrem ca să trecem din domeniul public în domeniul privat. Dacă aveți întrebări. Eu am să întrebare. Tot terenul, adică tot ce ține partea aia acolo, cu scena domnului. Scena cu care l-am la Gustul. Deci acolo avem 1000 de metri. Acolo sunt jur de 2000 de metri, dar noi 1000 de metri. Deci, atâta dăm, deci noi ați ajuns 1000 de metri, îl dăm acolo. Nu. Deci nu v-ați spune nimic. Deci vreau să fac terenul respectiv, vreau să fac schimb cu domnul Avram. Da. Să-mi dea terenul ăsta din centru aici și să-i dăm acolo. Nu îi dăm 1000 de metri, îi dăm cât are el. 500 de metri atâta îi dăm. Și că de acolo să-i dați așa? Da. O să hotărăm noi, Consiliul Local. Deci urmează să facă la acolo este mai mult teren. Eu să nu 2000 și ceva de metri. Am să nu întâmplăm de acolo. Da? O să urmezi la parte de evaluare pe ambele terenuri, ca să prevede procedura, da? Și noi, în hotărâre de Consiliul Local, o să aprobăm valorii. Deci, în funcție de la partea de evaluare, deci nu putem să aprobăm o valoare mai mică a terenului care îl dăm față de ceea care primim. Dacă dumnealui acceptă o valoare mai mică față de terenul lui, că dacă stăm și ne gândim, o să vedem raportul de evaluare, dar cred că terenul dumnealui este mai valoros, da? Păi considerând că este în centru și să nu iau în considerare aspectele astea. Dar vedem la momentul când o să fie la ordinea de zi. Este cineva împotriva? Deci cu unanimitate, da? Trecem la punctul numărul 6, diverse. Dacă nu aveți întrebări la diverse. Eu. Da, doamna, de loc aveți cuvântul. Suntem la diverse? Da. Bună ziua, niciodată și scuze că am întârziat. N-am fost la momentul în care s-a anunțat schimbarea vicelui primar. Dacă puteți și motivații de ce se schimbă vicele, așa direct? Da, m-ați ajuns ca să mă înțelegeți mai bine. Deci vicele primar se schimbă prin motivul că are copil mic, da? Are fermă care muncește 150 de hectare, da? Și funcții de viceprimar. Deci s-a ajuns la concluzia că nu face față să facă toate lucrările astea, să aibă grijă de copil și de ferma ei și de primărie. Când ați numit-o vicii, n-avea copil? N-avea ferma? Deci, ferma de copil, dar nu avea? Iau considerat că poate, da? Păi, s-a ajuns la poate. Deci, dar asta nu contează. Deci, aici contează vă băgați, aici vă băgați în altă parte. Și nu, deci nu aveți niciun drept ca să mă întrebați pe de ce. Asta ba, este, este strict problema noastră. Va trebui supus la vot, la consilier. Deci dacă dumneavoastră nu veniți, dacă dumneavoastră nu veniți la ceva ședință, deci nu trebuie, nu trebuie ca să veniți după aia și să ne criticați, da? Nu am făcut procedura exactă. Dar știți, în campanie ați folosit-o ca să geați, te-au făcut vreo două Facebook-uri de astea, vreo două Facebook-uri le-au făcut anonime, da? Și lovea atunci. Și v-ați folosit de dumneaiești. Dacă v-ați folosit de dumneaiești de imaginea dânsii în campanie, de ce după aceea? De ce nu dați realitatea care este? Vreau să puteți vă băgați, dar nu fi de oastră. Ar fi corect să ne și spuneți, așa cum era corect. V-am spus motivația și cu asta basta. Deci de acum nu veniți cu alte motivații, cu că, nu știu ce. Nu!
Haideți să ne vedem, strict din funcția care fiecare care o are, da? Aveți atribuțiile dumneavoastră, nu, cum noi nu ne băgăm în echipa dumneavoastră, nu hotărâm nimic, nici nu ne interesează, nici cu asta nu vă rog asta noi, da, mulțumim. Avem aici un invitat pe domnul Dămor. Da, am și eu da. Am văzut că bați zile de seară să dat acolo fierul de la centrală. Și vreau să vă întreb, cum s-a procedat? Deci, păi aveam aprobarea, nu știu de când era. Deci este aprobarea pentru tot ce ne trebuie. Am observat, m-am dus de două ori acolo și tot găseam fier. Și din curtea primăriei, și de la centrală, și de la punț, da? Și am luat decizia, pentru că toate astea au fost casate. Au fost potrivit consiliului local de casare la tot. Am dat și tractor, am dat și mașină, am dat tot, da? Fierul la centrală, fie m-am sacat oameni să vă trebuiesc noi amari, care vă rog de la 30 de kg, 40 de kg, nu? Deci îi duceau noaptea, lucrau acolo și îi făceau și oameni. Și deci avem cutea primăriei, o grămadă de țeavă, am găsit acolo la ei. Și am luat decizia să facem o curățenie exemplară. Am luat tot ce a fost fier care nu se mai putea fier vechi, tablele care au rămas de la sediul primăriei, tot, le-am predat la fier și am încasat în jur de 20.200 milioane. Eu consider că am făcut o treabă bună, deci îți dispare că au intrat 200 milioane în bugetul primăriei. Deci, domnul contabil, el a participat la cântar, s-a încărcat mașina aia mare, s-a făcut prima dată tara, până s-a încărcat, nu s-a cântărit, da? Avem hârtie de cântar, cu ștampilă, cu tot ce trebuie. Și nu mai participat, ați avut o comisie, în afară cu contabilul care se angajează primăriei. Contabilul și cu băieții la primărie. Băieții la primărie, da, dintre consilierul nostru, nu? Nu, de ce? Nu trebuie, nu? Nu trebuie. Deci la dumneavoastră, cu dumneavoastră. Da, magazinul este magazinierul, este contabilul, de ce trebuie consilier? Corect, am prezentat. Așa, deci banii s-au predat în caserie, s-au tăiat factură, s-au tăiat chitanță, tot ce... S-au dat cu valoarea de 0,80 de bani. Da? Atât. Dacă îl luam noi să-l ducem, deci dacă duceam la Bacău, îl luam 1,20, da? Dar gândiți-vă să tai tot felul ăla, să transportul, să plătești până la Bacău, mai mult mergea în pierdere. Așa n-au avut nici treabă, nici mechei, au venit, ei și-au tăiat, ei și-au căcat, ei și-au pus transportul ăla. Da, asta a fost cu și cu fel. Nu s-a făcut nicio... Nu, nu. Altfel, da, acum sunt două de mult. Cum ai depus, la noi vrea să fac un proiect, vrea să acum în Paris, ce-i dau cuvântul ca să prezint exact ce și cum vrea să facă. Să vedem dacă putem să cădem cu mâna cu acolo, înțelege? Aveți cuvântul, domnul. Încă o dată, bună ziua, bine ne-am reîntâlnit. Mulțumesc, domnule primar, pentru invitație. Foarte mulți dintre dumneavoastră, cred că aveți informația de pe Facebook cu ce mă ocup, cu activitățile care le desfășor, privind educația extracurriculară. ONG-urile pe care îi conduc și acreditarea pe care o am de peste servicii, formele de învățământ extracurriculare, îmi dă puterea și prioritatea ca să desfășor aceste cursuri și activități de dezvoltare personală și profesională pe educație muzicală și mai precis pe disciplina de interpretare vocală, instrumentală și dansul popular. La invitația domnului primar, am venit și am depus un proiect care pe o scurtă durată, deci nu este pe o perioadă lungă, este un proiect care putem să ne dăm seama dacă într-adevăr avem resursa umană și avem acele rezultate care trebuie să le obținem. El se intitulează Școala de Vară. Este reglementat în conformitate cu prevederile legii educaționale, legea numărul 1 din 2011 și a ordinului ministru cu numărul de 5349 din tot din septembrie 2011, care dă voie în sistemul educațional să se formeze, să se desfășoare aceste școli de vară.
aceste școli de vară sunt, eu zic, destul de benefici comunităților, în care își dau acordul administrațiile și alocă un mic buget pentru aceste activități. Proiectul este depus, este înregistrat, el se numește Comuna Paringea Izvor de Folclor și care, cu aprobarea dumneavoastră, dacă se dorește să-l implementăm la nivel de comună. Eu am răspuns cu mare drag invitație, de ce nu? Pentru că acest sistem, cel puțin în 2011, lucrez și în alte comune, și de ce nu l-aș face și de ce n-aș contribui și eu să pun numărul la dezvoltare, da? Și promovarea și mai bine obiectivul care este, esența este de a descoperi, iniția, forma, promova talente în domeniul culturii, arte, tradiții și chiar și a sportului. Dumneavoastră, dacă o să doriți, cine dorește, proiectul este la dispoziție, este scris exact după metodologia care a fost aprobată de Ministerul Educației, este un ghid după care se lucrează și dumneavoastră aveți posibilitatea să-l verificați, să-l citiți, să vedeți dacă întrunește condițiile. Eu zic că întrunește. Proiectul este pe perioada de 14 săptămâni, 3 luni de zile, deci 3 luni de zile, perioada de vacanță de vară, că asta se cheamă școala de vară, și este cu minim de 6 ore pe săptămână. Și instituțiile școlare pot organiza. Bine că sunt mai multe posibilități, dar se poate desfășura și în baza unei hotărâri a unei administrații locale, care vine în ajutorul comunității, da? A celor care doresc lucrul ăsta. Și la el poate participa copiii între 6 și 20 de ani. Noi suntem deschiși și pentru vârsta a doua și vârsta a treia, pentru că dacă urmăriți, zona Agășului, Mănăstirea Cașin, Asău, au trei categorii de vârstă, ce este foarte frumos. Și eu chiar mi-aș dori, dacă sunt, și mai ales generația mea, da? Am crescut, am trăit, am avut satisfacții și, da, și premii, vreau să spun, atât la nivel județean, național și ca și internațional. Cel puțin după Revoluție am avut ocazia să, da, să duc mai departe tradiția, portul și muzica noastră tradițională. Chiar dacă s-a cerut altceva, pentru că ce se întâmplă, plecând de la ideea că și mi se pare normal, exact cum spune marele nostru compozitor George Ionescu, un popor fără tradiție este să-l tipie irii. Și de ce să nu mă alătur și eu comunității mele pentru a veni să căutăm, să descoperim, să ne căutăm și să promovăm, să ducem mai departe imaginea comunității. Vreau să precizez că la nivel național, totuși, Comuna Paringea, datorită la doi copii care i-am dus pe la festivaluri și chiar la niște festivaluri foarte mari la nivel național, cum e Mocănaș, cum se cere, cum este ziua Mormuranilor de la Petrila, de la Hunedoara, și joc pe Plai Dobrogean, în care Comuna Paringea a fost reprezentată de Denisa Dămuc și de Paula Pădurară. Deci undeva există. Dar numai pe un anumit segment. Ei, alte comunități cu care lucrez sunt, sau am organizat ansambluri și sunt deja înscriși în cartea, deci la Registrul Etnografiei și Culturii la nivel național, unde sunt posibilități ca o localitate din satul mare sau nu știu eu, din care județ, mai ales de dincolo de Mus, să spunem, noi să aducem și noi un ansamblu din Moldova. De unde? Și atunci intră pe platforma, da? Registrul etnografic, da?
de folclor și tradiții, și spune, dracu, în comuna Palincea. Așa că îi sună administrația și spune, aveți în comuna dumneavoastră așa ceva? Da. Am de plăcere să ne onoreze cu prezența la festivalul care îl organizează ei. Și atunci, e normal că și imaginea comunității, a comunei, deci, se duce mai departe. Adică și pe partea asta educațională, tradițională, se face ceva. Deci, ce spunem, cultură, artă, tradiție, deci este posibil. De aceea, eu am răspuns cu mare drag, am depus proiectul și acum, domniile voastre, dacă vă doresc, da, oricând poate să informeze și alte informații pot să le mai dau, dacă se va pune în aplicare acest proiect. La mulțumim, domnului. Președinte, știință, trebuie să plece, că trebuie să ajungă la Bacău. Rămas eu, declarăm ședința închisă, mulțumim de participare. Consilierii PSD-ului să rămână.